Selecționata României a fost prezentă la toate cele 8 ediții ale Cupei Mondiale. Rugbiștii români vor juca în Anglia, în cadrul grupei D, alături de Franța, Irlanda, Italia și Canada. Avem o grupă dificilă, întâlnim trei echipe care evoluează în Six Nations și, din păcate, România nu beneficiază de meciuri cu astfel de echipe decât la un campionat mondial. Și ultima dată când am întâlnit astfel de echipe a fost în 2011 la Cupa Mondială din Noua Zeelandă și este cu atât mai dificil să avem rezultate bune dacă nu reușim să avem meciuri cu astfel de echipe ca să știm cum stăm. Stejarii au un obiectiv foarte îndrăznesc la ediția din acest an a Cupei Mondiale, dorind să obțină 2 victorii. România va debuta în competiție pe 23 septembrie, când va întâlni la Londra Franța. Știu că este foarte dificil, dar dacă nu visez, nu este bine. Din lotul stejarilor pentru Cupa Mondială din Anglia fac parte și 4 ruibiși de la CSM Știința Baia Mare: Adrian Apostol, Ionuț Botezatu, Johannes Van Herden și Michael Viringhi. De asemenea, antrenorul Eugen Apioc este component al staff-ului echipei României în calitate de secund.